22 de microbuze electrice destinate elevilor din cele 27 contractate au ajuns în Gorj. Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, ce va aduce elevilor mijloace de transport moderne, ecologice și eficiente. Citez, aceste microbuze reprezintă mai mult decât un mijloc de transport. Ele sunt un simbol al angajamentului nostru pentru educația de calitate și protejarea mediului. Împreună construim un viitor mai verde și mai bun pentru copiii noștri, a scris președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Mihai Popescu, pe pagina sa de socializare. Prin această investiție se asigură mijloace de deplasare pentru elevii aflați în zone cu populație scăzută, facilitând accesul la educație acestora cu protejarea mediului în același timp. Astăzi, mijloacele de transport electrice au fost distribuite primăriilor eligibile din cadrul proiectului.